Mai sunt două locuri. O fată și un băiat. Mamă, e fight între mine și Giulia, nu pot, nu, să cred. Nu, eu pot ce da locuri. E, nu se face așa, trebuie să lupți până la capăt, că dacă nu, nu ești mai pro. Până la capăt. Larisa nu poate intra, Patrick nu poate intra. Și acolo e între Cosmin și Robert. Da. Iuhu! E clar. Mamă, și Cosmin a fost favorit. Cosmin care a luat favorit. Favorit. Da. Deci chiar aici mie, eu nu abia aștept. Nu mai pot până mâine, nu pot să mă dor la noapte. Eu nu cred că nu că eu nu cred că, deci, nu că e vorba de mine, sincer. Păi ai fost ultimul favorit. Păi ok, da. No. Deci eu chiar clar, ai mai mare, nu știu cum o să dorm. Avem stingător. Aici votez Cosmin. Bine, Giulia, odată te aplaud. Acum toată lumea acasă. Hai, este meseră, 1, 2, 3, 4. E prea târziu, voturile au fost deja trecute. Au fost deja oprite. Nu pot să cred. De ce nu m-ați anunțat? Mă rog, pentru această cursă. Acum voturile curg doar pentru marea finală. A, s-a ales, stai mă, că uite, noi vorbeam de dimineață cu Cecu și așa, s-a ales deja. Da, eu am spus asta, dar nu m-au zis. Din aleatorie de atunci. Bravo, mă. Ascultați-mă cu atenție. Nu aveți idee câte SMS-uri primiți. Este nebunie, chiar se votează masiv. Și eu mă bucur din tot sufletul, doar că ce mă sperie pe mine este că așa, parcă va ține unii, știi, unul după unii după ceilalți. E foarte frumos ce vedem acolo. E foarte, foarte, foarte frumos. Știți ce mă surprinde pe mine? Mă surprinde că sunteți atât de iubiți, atât de susținuți. Mă surprinde pentru că una e să-ți dea cineva un like sau un comentariu cu vot, vot și numele respectivului și să nu vedem, să nu reiasă în SMS-uri. Atunci e dureros, știți? Este și aceasta o susținere cu vot și așa mai departe, dar în momentul ăsta votul în sine contează enorm. Enorm. Pentru că mai sunt doar câteva zile. Mai sunt doar câteva zile. Și atenție, ce nu înțelegeți voi este că acel vot X scris într-un comentariu nu costă nimic. Dar voturile pe care voi le primiți costă. Costă. Oamenii au bani să vă voteze. Și vă votează. Ca să vă aducă cât mai aproape de premiu. Cât mai aproape de premiu. Pentru că în câteva zile vom afla fata câștigătoare a sezonului 2 și băiatul câștigător al sezonului 2. Câștigătorii acestui sezon. Uf! O să fie foarte emoționant. Foarte frumos și foarte emoționant. Să vă dau invitația de acum? Ne vedem duminică, da? De la 16 și apoi de la 19. Ia uite-i. Haideți să vedem liderii. Vlada. Vlada sau finalist? Pentru ultima dată în acest sezon aflăm liderii. O să-mi fie dor. Sper să nu fie eu, nu-s măcar. Nu mai contează, nu mai contează imunitatea, dar contează foarte mult să vedem cum ați votat voi. Mi s-a luat de Ionuț. Și lui Ionuț. Ei, lasă, că și nouă de Vlada. Și uite, că e ok. Da, dar omul a fost de mai multe ori decât nu e toți la un loc. Ultimele numai două luni a fost numai Mihaela și Vlada. Numai ce spuneai la masă. Și-a făcut Cosmin treaba. Okay. Datorită ție. Mulțumesc. Cel puțin eu, de când sunt aici, nu a fost nimeni altcineva în afară păi, de Mihaela. Păi, aia zic. Ia să vă văd. Să fie o premieră. Este o premieră? Nu știu. Nu mă... Premieră să fie altă fată? Rozu aduce noroc la voturi. Ma, ce zici, Robert? Mi-ai dat un vot oare? A, nu, am vrut să zic că așa cămașa aia, Roz. Patrick. Mulțumesc. Al tău e. Cine m-a votat? Plăcere. Anthony. Mulțumesc. Cu drag. Și s-a necat. Și vă împăcați. Nu. Nu.
Hai, dansați. Patrick! Mulțumesc! Asta e al meu, cu drag. Te pup, Iulia, mulțumesc. Radu! Mulțumesc! De mult nu s-a întâmplat așa ceva. Nu te mai sun. E foarte mic, dar vezi, eu tot am putut să citesc. E un început. E un început. Am și motivat votul, o să vezi. Un pas mic pentru... Dacă ar fi să ghicesc, acel vot este pentru Robert. Ionuț! Mulțumesc, pupi. Pupi! Eu n-am. Pupi! Hai! Cosmin. Patrick. Trăiască. Da, nu era Robert în inimă. Așa se aruncă, mă, când ai trebuit. Am ales cu mingea. Dacă l-ai fost pe față. Mulțumesc, fetelor, că m-ați votat. Felicitări, Patrick. Două. Mulțumesc. Trebuia așa treia, dar... Păi ăsta e pluralul. Și... O fată, două fete, fete. Ce ai zis, Julia? Aș trebui nu să... Nu s-a ținut Vlada de cuvânt. Vlada, tot Patrick. Păi pentru cine? Pentru tine? Da. Julia, îți place de Patrick? Nu. Julia care ne anunță am dimineață. Spus. Vedeți că lui Patrick s-a redeschis contul. Vedeți că lui Patrick s-a închis contul. E foarte activă Julia făcând urmă. Ea de dimineață în vestiar a spus: fetelor, ați văzut că Patrick și-a recuperat contul. A zis încă din mașină, și când veneam pe drum. De Instagram. Am pierdut contul 24 de ore. Mi l-am recuperat. Pentru că era primul la story. Pe Instagram? Da, mi l-au blocat. Cred că ceva, nu știu. Ce ai făcut? Dezactivat. Nimic n-am făcut, că aia e cunea. La mai mulți influenceri se întâmplă treaba asta și mi l-au blocat, mi l-au șters de tot. Și la cine ai apelat să... Am eu pe cineva, dacă pățește cineva, vă fac legătura, nu-i stres. I-am zis să-și instaleze anti-dușmanol. Dușmanol. Da. La lei de la farmacie. Am pățit-o și eu și n-am apelat la nimeni, am apelat la divinitate. Păi bun, ok, dumneavoastră, dar eu... Am aveți divinitatea mea afară. Divinitatea mea afară. 2 milioane. Un milion? 2 milioane și. Da, și ne pune și pe noi la story. Da, și nu faci 50 de lei. Vă dăm 2000. Punem chet. Ia să vedem. Cum au votat băieții? 2 milioane persoane. Larisa. Mulțumesc. De la cine e asta? Radu. Mulțumesc! Mamă, Cristina! Larisa! Cred că e a mea ăla. Vai, mulțumesc! Și tu mi-ai dat mie și... Na, Mihaela deja e finalist. Mulțumesc! Campion. Iam! Mihaela și Cristina. Mihaela! Mulțumesc! Plăcere. Vezi cine te iubește cu adevărat? Da, chiar! M-am ținut de cuvânt până la final. Normal, dacă erai cu cămașa ei, pentru nu puteai să votezi altceva. Nu. Era și... Un om de cuvânt. Nu până la final, la Ianca. Final. Cine a scris asta? Ianca. A cui a scris asta? Mulțumesc! Cu drag. Nu m-am așteptat. Bianca. Mulțumesc! Cu plăcere. Gata, Bianca. Ma. Ma. Nu-mi vine să cred că o să fiu lider. Nu-mi vine să cred. Oh my god. Fix tu care ziceai că nu mai Vlad, nu mai. Oh my god, ce strategie pe final. Snipe. Încep cu ultima literă. Hai, deschideți odată. Ultima e a lui Ionuț, adică Bianca. Ambele se termină, da? Stai. Toate stai că da. Se termină, da. Suntem cu A. Normal. Că dacă vă dădeam prima literă, vă vedeți din prima, nu? Dar e Bianca. Of. Se numește... Darling. Oh. Se termină în ce cu asta? Deci... Darling, Olof. Cristina Mihaela, Larisa. Doamna Andreea, mai am puțin și îl desfac Bianca. Eu singură. Poate să termină. Bianca! Da! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor! Felicitări, Bianca, ești lider! Mulțumim! Bianca, Bianca, că ești lider acum, că nu, e, că nu mai e nicio gală cu eliminare. Aia e! Ce e săptămâna ta! A reușit! E săptămâna altfel! Mulțumesc mult, săptămâna altfel! A reușit! Ai imunitate în gală! A reușit sau li s-a făcut lor milă data trecută? Când... Cam așa! Să zic că băieți... Cât i-ai plătit, Ionuț? Da, trebuie să-i plătesc, i-am rugat frumos! A, bine! Am făcut niște poze și... A, bun. Aha. Mulțumesc mult din suflet. Voi fi un lider minunat. Faceți ce vreți săptămâna asta.
ușile sunt deschise. Ușile deschise. Ar fi o idee. Nu, nici chiar așa. Gen, faceți ce vreți la voi pe canapea. M-aș plimba eu. Eu cred că ai rămâne într-un loc. Depinde. Ai vrea să mai mergi la Cosmin? Nu. Dar la cine? La nimeni. Ah. Și atunci la ce mai vii pe aici? Unde te-ai plimbat? Acum că ai vorbit, mă duc la Antoni să-l stresez. E supărat. Ce bine că și-a luat ochiul după Antoni. Mine. De pe mine. Uite, are doi. Supărat că n-ai vezi că... Exact, am doi. Are doi ochi. Poftim? Antoni, tu pe cine ai votat? Pe Bianca. Mulțumesc din suflet, Antoni. Și dacă nu o votai pe Bianca? Pe Vlada. Dacă nu votai pe Vlada? Măi, pe Larisa. Bine, mă. Pe mama s-o votez bine. Eu chiar mă bucur din suflet. Eu nu știu dacă voi vedeți asta, dar... Iar eu nu știu dacă tu vezi supărarea Cristinei. De ce? Cristina n-a fost niciodată în față la eliminare. Am văzut bine, Cristina. Ea e mai top. Niciun vot.